Bruce Willis, 67 de ani, părăsește scena din cauza afaziei, a anunțat fosta lui soție, Demi Moore, și de fiicele ei. Actorul se pensionează, nu se știe dacă definitiv sau doar pentru o perioadă, pentru că a fost diagnosticat cu o tulburare de limbaj care îl împiedică să joace. Afazia este o boală despre care nu se cunoșteau prea multe până acum câțiva ani, dar care în ultimii 10 ani este recunoscută și diagnosticată mai ușor. Afazia este pierderea totală sau parțială a facultății de a vorbi și de a înțelege limbajul articulat. Este o tulburare de limbaj care poate fi caracterizată printr-o alterare a înțelegerii sau exprimării cuvintelor sau a echivalentelor non-verbale ale cuvintelor. Apare în general după un accident vascular cerebral sau un accident la cap, dar poate fi, de asemenea, tăcut și se poate manifesta în timp, ca urmare a unor boli neurodegenerative. Cei care suferă de afazie nu pot înțelege ce li se spune și, mai ales, le este greu să pună cap la cap propoziții cu sens complet. Apoi se luptă să citească, să scrie și să facă calcule, adică toate acele funcții care sunt strâns legate de limbaj. Remedii posibile pentru boala lui Bruce Willis. În funcție de starea bolii, fiecare pacient reacționează diferit. Afazia poate fi tratată cu logopedie. Persoana afazică are nevoie de un sprijin complex, care nu este doar un medic, ci trebuie să provină de la cei care au o relație profesională cu el, de la oameni care fac parte din mediul tău sau care ți se dedică din spirit de serviciu. Primii au sarcina de a oferi cea mai bună și cea mai actuală îngrijire, în timp ce ceilalți trebuie să garanteze ajutorul necesar în viața de zi cu zi. Cauzele afaziei pot regresa datorită intervenției medicale, iar tulburarea de vorbire se poate îmbunătăți în urma tratamentului de reabilitare, dar remisiunea incompletă a tulburării este încă foarte frecventă.